este, sunt multe povești în fotbalul nostru. De pildă, una dintre ele spune așa: Steaua a luat Cupa Campionilor în 1986 pentru că a fost adus la echipă, Valentin Ceaușescu l-a adus pe Florentin Marinescu, care era, pregătea arte marțiale și a învățat pe toți un anumit gen de a rezista în teren, de a primi niște atacuri, și așa a fost. Legenda era reală. Într-adevăr, de la venirea lui Florentin Marinescu, steliștii, viteziștii, cum le spunea presa pe vremuri, au învățat, dovadă că ei iau acea Cupa Campionilor jucând de la început până la sfârșit cu aceeași echipă. Da. Ei n-au accidentări. Din septembrie până în 7 mai la Sevilla nu se întâmplă nicio problemă. Crezi că se dopau, sincer, echipele de dinainte de 89? Hai să vorbim de Steaua. La noi nu. De ce nu? Ți era frică, Petrețuța a avut o vorbă, zice, pe vremea lui Vlad Țepeș, ți era frică să lași o pungă cu bani pe stradă, ți era frică să nu ți-o furi singur. Nu se pune. În regimul ăla de foarte dur comunist și de restricții uriașe, nu, nici vorbă. Dar cred că în sportul, nu numai în fotbal, cred că în sportul de performanța din acei ani, când încă nici controalele nu erau cum sunt astăzi, cred că erau fel de fel de substanțe care să... Am deschis subiectul legat de scandalul ăsta cu Viali, cu Florin Răducioiu, ce a scris de asta de la Sport, Andrei. Foarte interesant ce a spus Răducioiu, că îi băgau intravenos o substanță roz înainte de meciuri cu o seară. Bine, el a citit sau a aflat ce a spus din Obagiu. Da, și așa corect. De acolo a plecat. De acolo a plecat, exact, totuși, exact. Așa... Da. A intrat într-un soi de panică, ca să zic așa. Și mai bun jucător din Italia. Și e cumva normal. Eu mai vorbeam și că, uite, și generația de aur. Sunt mulți jucători din generația de aur care au fel de fel de probleme de sănătate. De diferite spețe. Rednic e un exemplu cu operațiile pe care le are la glanda tiroidă. Aia poate fi provocată de ceva ce au primit când erau jucători. Atenție, ei fără să aibă vreo vină. Pentru că ești acolo, vine medicul și spune bagă asta, că trebuie să joci. Nu întreabă niciun fotbalist. Și e vorba de contactul lor cu fotbalul occidental. Exact. Și știm foarte bine, anii 90 sunt ca un soi de ev mediu al vitaminizărilor, dacă vrei, în fotbal. Bine, și Marius Niculae vorbea când a jucat pentru echipa lui Klopp, Mainz, în acea perioadă. Da, nu, se făceau lucruri, jucătorii nu întrebau pentru că nu erau nici atât de informați cum sunt cei din ziua de astăzi, în care mulți își fac nutriția singuri și așa mai departe învață. Atunci știai că dacă vrei să joci trebuie să-ți bagi ce? General vorbind vitamine. Dar poate se băgau și alte lucruri. Deci tu spui că nu crezi că erau dopați jucători. Nu cred. Pregătire spartană doar. Acolo a fost ceva care nu se poate descrie. Eu l-am avut pe Marius Lăcătuș, antrenor la UTA, acum 17 ani, și mi-a povestit într-o după-amiază despre Forban și ce era acolo. Nu reziști nici măcar să asculți, dar aminte să faci ce se întâmpla acolo. Eu nu înțeleg cum au reușit să... Sigur, era o echipă militară, era sub ordin și așa mai departe. Dar trezirile la 5 dimineața, a ieșit la minus 17 grade, cu zăpada până la brâu, marșuri de 20 de kilometri prin zăpadă și așa mai departe. Păi, eu nu știu cine, dar evident s-a văzut mai departe ce însemna. Practic Steaua, să știi că Steaua nu și-a învins echipele în campanie. Steaua le-a bătut atunci, efectiv, le-a biciuit. Adică să câștigi o semifinală cu 3-0 în fața lui Anderlecht, scorul putea fi 7-0, înseamnă mult. Să reziști Barcelonei la Sevilla, în Spania, într-o finală. Secund intrat să joace. La 36 de ani, exact. Da? Și intră fără niciun fel de... După cât timp pauză? După 2 ani? După 2 ani. Da. Dai seama ce acumulări erau, că Iordănescu făcuse Forbanul ăla la 20 de ani. Da. E, astăzi e mai greu să-i convingi la un astfel de efort, dar și performanțele sunt departe de cele de atunci. Te întreabă cineva cum comentați piciorul în gură al lui Bumbescu de la sensei Marinescu. Păi, întrebarea are cuprinsă în ea însăși răspunsul. Da. Frumos. Cum să spun? Există și daune colaterale. Nu toată lumea reușea să ajungă la centura neagră. Erau fotbaliști care se opreau la centura portocalie, la... nu le reușeau toate procedeele. Mi-aduc aminte cum juca Bumbescu, îl văd și acum în fața ochilor. Să te ferească Dumnezeu, aș spune. Rapidul sau FCSB-ul, eu zic că ia campionatul, Farul nu restă 100%, trească maestru Mitran, spune altcineva. Dacă ar câștiga Nagoie campionatul cu Craiova, ar fi potrivit în următorul mandat pentru Național? O întrebare interesantă, maestru. Andrei? Are învergură? Dacă ar câștiga titlul, ar... Eu cred că avem nevoie de un selecționer de profilul lui. Așa. Nu știu dacă neapărat el, dar de profilul lui, pentru că a lucrat, marele avantaj că a lucrat foarte mult timp cu Pițurcă. Da. Și totuși, cu ei am văzut ce rezultate am obținut. Deocamdată nici nu ne mai gândim la... Nu eram supărați la campionatul european când ieșim din grupă, acum nu ne mai calificăm la un turneu final unde se duce aproape toată Europa. Eram supărați că făcusem două meciuri egale cu Franța și Italia, care cu 2 ani în urmă jucaseră finala mondială. Este ca și cum astăzi am face într-o grupă egal cu Argentina și egal cu Franța și am fi nemulțumiți. Da? Aia era statutul naționalei lui Pițurcă în 2008. Dar sunt de acord cu Andrei, da. Cred că ar face față. Da, eu sper să... Cum se pare interesul lui Augsburg pentru Petrila de la CFR? Petrila e un jucător... Poate face față în Germania? Face față. Am mai spus asta, nu mă dezic. Da, Petrila e un jucător de mare talent. Uite, întreabă cineva în zona de comentarii, maestre, se mai face sport replay cu Olaianu și Mitran? Nu se mai face. Nu se mai face. Sperăm niște vremuri mai bune. E sigur sau încă există șanse să se facă, întreabă oamenii? Poate că se va face. Poate deocamdată e un subiect pe... Nu am timp să-l dezvolt aici. Deocamdată e o paranteză. Bun. Mai zice altcineva, mai crede cineva că Dinamo este un fel de Caritas, oamenii donează, șmecherii cheltuiesc și scot bani prin diferite contracte, iar fraierii plătesc. Ca o paranteză, Andrei, ești de acord cu comentariul ăsta legat de ce se întâmplă la Dinamo? Parțial. Parțial. Ca să fac o comparație, eu știu că la Timișoara, de exemplu, care e cumva în aceeași situație, da, știu că cei care cotizau primeau foarte des un tabel al cheltuielilor cu tot ce se făcea. Știi? Și atunci suporterii erau cumva încurajați. Dar vedem în ce situație sunt amândouă. Acum la Dinamo suporterii sunt îndemnați prin e-mail-uri să redirecționeze acel impozit anual, dar e o măsură, și la Petrolul știu că se practică asta, e o măsură care arată totuși disperarea. Adică un asemenea brand să ajungi să rogi oamenii să redirecționeze impozitul înseamnă că ești într-o situație foarte grea. Da. Bun, U Cluj Voluntar este primul meci de reluare. Câteva cuvinte despre această partidă, maestre? U Cluj, atenție, cu Sabău revenit după 8 ani pe o bancă tehnică. Sabău, care a fost un foarte bun antrenor. Serios? A scos-o pe Șahtior. L-a scos pe Mircea Lucescu. Da, exact. Da, Șahtiorul de vârf al lui Mircea Lucescu. Șahtiorul care lua Cupa UEFA, aia e perioada. Care juca Champions League apoi. Eu l-am văzut odată, dacă pot să povestesc într-un minut, pentru că așa să spun, da, văd favorit pe U Cluj și cred că va fi un meci absolut disputat cu un Voluntar ranforsat bine în această iarnă și nu doar prin venirea lui Dumiter. Dar vreau să spun ceva. Eram cu Marcel Coraș la conducerea UTA Arad și au venit cei de la Bistița și am văzut un antrenament al lor, am fost să vedem pe cei de la... să-i spionăm, da, la un antrenament. Nu eu, că nu eram eu capabil să înțeleg ce se întâmplă pe vremea aia acolo, dar Coraș, care fusese un mare jucător, înțelegea. Și am văzut, amândoi am rămas șocați de felul în care antrena, conducea acel antrenament Neluțu Sabău. Eram în anul 2006, dacă nu mă știu. În care ei jucau Intertoto, dacă, ca în perioada aia. Da. Absolut fabulos ce se întâmpla. La un moment dat am văzut și am rămas cu asta. I-a așezat numărându-le pașii de la unul la altul. I-a așezat pe teren și număra cum numără arbitrii la loviturile libere, de trag cu spray-ul ăla pe iarbă, număra distanțele în pași dintre jucători, dintre mijlocași și atacanți, ceea ce nu văzusem până atunci. Și am rămas impresionat și uite, o povestesc la aproape 20 de ani. E acest gen de antrenor. dacă vrei, nouă ne place sau nu ne place să dăm comparații de la cel mai înalt nivel. Să știi că e un antrenor de genul Guardiola, Sabău, foarte atent, foarte analitic, care conduce foarte bine echipa. De ce el n-a antrenat sau a renunțat atâția ani? Nu știu. Spunea cineva aici, dar mare păcat a fost. Spunea cineva în emisiune că poate a fost prea civilizat pentru vestiarele din România. Da, el are o anumită noblețe, nu doar pentru lumea fotbalului, pentru întreaga societate.